Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ajud au efectuat 22 de percheziții domiciliare la adrese din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău și din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. În cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat de competențe de telecomunicații ce aparțin unei societăți comerciale. Doi bărbați din Bacău au fost identificați, prejudiciul fiind de 150.000 de lei. Din cercetări a reieșit că în perioada aprilie-mai cei doi bărbați de 21 și 34 de ani am ambii din județul Bacău ar fi sustras aproximativ 400 de metri de cabluri subterane ale unei rețele de telefonie din municipiul Adjud. Polițiștii au luat măsura reținerii celor doi bărbați pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive.